Salam și bună ziua tuturor, tot de aici din zona de nord a Israelului. Prezint știrile de la ora 11, nu în fiecare seară, pentru că nu vreau să anunț numai câți morți sunt sau câți răniți sunt, ci vreau să avem și știri exact de la sursă. Până acum au fost... Din data 7 octombrie, de când a început războiul, 432-33 de soldați care au decedat, dintre care de când Israel a intrat terestru în zona Gaza sunt 108 soldați. Numai astăzi s-a anunțat decesul a doi soldați și după amiaza încă 7 soldați care au intrat într-o ambuscadă a Hamasului în zona de sud a zonei Gaza. Israelul a separat Gaza în două, partea de nord, partea de sud. Partea de nord este în întregime sub observația Israelului, iar partea de sud încă se lucrează și încă se merge și Israelul dorește să elimine Hamasul. Statele Unite împreună cu Franța, Germania au declarat că Israelul ar trebui să termine războiul până la data de 31 decembrie, să facă tot ce îi stă în putință pentru a termina acest război până atunci. Israelul este hotărât să meargă până la capăt și Israelul a spus că s-ar putea să mai dureze încă o lună, două după anul nou. Nu se știe exact, pentru că nu se știe exact cum vor înainta. Au fost niște încercări de eliberare a ostaticilor zilele trecute care au eșuat. Mai sunt încă 137 de ostatici în Israel, câțiva copii și restul femei, soldați și rezerviști. În zona Israelului sunt 125.000 de persoane refugiate, adică scoase din casele lor, de la granița de sud și de la granița de nord. Însă din partea Gaza, din partea organizației Hamas, se tot trimit rachete. Numai astăzi au fost trimise în jurul prânzului 9 rachete în zona Tel Aviv. Una dintre aceste rachete a căzut pe o stradă în Holon, a făcut pagube materiale, însă nu sunt victime umane. De asemenea, din zona de nord, din Liban, au fost trimise în zona graniței cu Libanul, au fost trimise dimineață 16 rachete. În ultimele zile au fost foarte multe încercări de trecere a graniței din zona Libanului spre zona Israelului cu teroriștii din Hezbollah, însă Israelul i-a anihilat pe toți și Israelul a declarat și a anunțat public Libanul, Siria, Hezbollah că dacă oricine va fi într-un perimetru de 3 km sau pe o lățime de 3 km de granița cu Israelul, Israelul va trimite și va anihila persoanele respective. Iar ca și răspuns, purtătorul de cuvânt al Libanului și al organizației Hezbollah a spus că acest lucru va fi valabil și pentru Israel, la 3 km de granița cu Israel sau dintre Israel și Liban, același lucru se va proceda. Cu alte cuvinte, nimeni nu are voie să se apropie de graniță pe o distanță de 3 km, nici din partea israeliană, nici din partea libaneză. Dată fiind aceste date pe care vi le-am prezentat, vreau să spun și de asemenea că pelerinajele noastre sunt amânate sau anulate până în data de 16 februarie deocamdată, deci toți cei care voiau să vină în Țara Sfântă și aveau deja planificate excursii în ianuarie și februarie până la de 16, deci nu veți putea face acest lucru. Iar apoi ne vom gândi și vom verifica dacă după data de 16 februarie se vor putea face pelerinaje în Țara Sfântă. Având acest lucru în vedere, în Israel nu se pot face pelerinaje, însă am scos la vânzare un pelerinaj în Egipt în martie, apoi încă unul în Polonia tot la sfârșitul lunii martie și unul în Grecia la sfârșitul lunii mai. Dacă toate merg bine și Dumnezeu îngăduie, în luna iunie probabil că o să facem un pelerinaj în Turcia,
de asemenea pe urmele Apostolului Pavel și a bisericilor din cartea Apocalipsa. Așa că pentru cei care sunteți interesați, vă rugăm să ne scrieți și vom ține la curent. Pentru Egipt, Grecia și Polonia aveți aici detaliile pe care puteți intra pe site datorită linkurilor pe care le vedeți pe ecran acum. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l prezint, referitor la situația și starea lui Amitai, prietenul nostru pentru care ne-am rugat și ne rugăm în continuare. Este treaz, încă este cu operații aproape în fiecare săptămână, are o operație sau două, însă revin, viața lui nu este pusă în pericol, ne rugăm în continuare. Vrem să verificăm cu familia, să vedem dacă este nevoie din nou de ajutor financiar. Am trimis din partea dumneavoastră ajutor financiar pentru familia lui Amitai, dar dacă va fi cazul, vom trimite din nou. Atât pentru acum la știrile de aici. Rămâneți aproape de noi pentru că am fost de asemenea în vizită în alte părți și urmează să pregătim materialele și în următoarele zile veți fi la curent cu materiale filmate din vizitele pe care le-am făcut și din ajutorarea soldaților pe care am făcut și cu ajutorul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Daniel Stanger, Israel cu știri direct de la sursă.